ADHD sau tulburarea de hiperactivitate și deficit de atenție este adesea descrisă drept o tulburare mentală. Copiii cu ADHD au dificultăți în a-și concentra atenția, sunt hiperactivi și le este deseori dificil să-și controleze comportamentul. Se estimează că afectează aproximativ 5% din toți copiii cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani la nivel global și că la fiecare fată, circa 3 băieți sunt diagnosticați cu această tulburare. Pentru a înțelege cum îi afectează pe copii la școală, să privim povestea lui Leo, un băiat de 12 ani care are cele mai bune intenții când merge la școală, dar luptă din greu să reușească. Deficitul de atenție este cea mai mare problemă a lui. Leo își pierde foarte ușor concentrarea, chiar și când încearcă din răzputeri să fie atent. De multe ori își dă seama că a fost pierdut în mintea lui de 15 minute, gândindu-se la cu totul altceva. Orice lucru, cât de mic, îl poate scoate din ritm. Își consideră creierul defect. Este și uituc. Cărțile și temele sunt adesea lăsate acasă și dacă nu își uită o temă, de multe ori o pierde undeva sau uită să o predea. Notele sale sunt proaste și unii profesori încep să creadă că este un caz pierdut. Apoi se luptă și cu hiperactivitatea. Atunci când trebuie să lucreze în grup, este neliniștit și are dificultăți în a se concentra. Să păstreze calmul și să asculte când vorbesc ceilalți, îl pot epuiza complet, transformând orice conversație normală într-o provocare serioasă. I se pare că nu mai există spațiu în creierul său pentru a gestiona toate informațiile ce trebuie procesate. Atunci se simte frustrat că nu poate ține pasul. Pentru a face față hiperactivității, îi place să-și țină mereu mâinile ocupate. În cele din urmă are și un comportament impulsiv. Adesea nu poate să se abțină să spună lucruri ce îi vin în minte. Uneori încearcă din răzputeri să se controleze, dar apoi vorbește pur și simplu fără să gândească și întrerupe pe ceilalți. Pentru colegii lui, acest lucru e enervant. Ulterior își regretă comportamentul aprins, dar știe că din nefericire o va face din nou și din nou. Pare că nu poate învăța din greșelile sale. Profesorii se simt frustrați, încercând să-l facă să se comporte cum trebuie. Alții devine implicați, renunță sau se distanțează. După ce este diagnosticat și primește sprijin prin pași concreți, lucrurile încep să se îmbunătățească. La școală este așezat în prima bancă, lângă un elev care îl ajută. Primește un caiet în care sunt trecute toate sarcinile sale ca să-și amintească. Și pentru a face gestionarea temelor mai ușoară, le primește pentru toate materiile doar o dată pe săptămână. Ca să se relaxeze, îi se permite să folosească obiecte de jucărie antistres în timpul lecțiilor și să facă scurte pauze când simte nevoia. După școală exersează rutine de vorbire și de ascultare cu un specialist. În plus, el și tatăl său merg pe bicicletă la școală în fiecare dimineață, iar după amiază are voie să se joace cu mingea cât dorește. Pentru cazurile severe de ADHD, sunt adesea prescrise medicamente pe bază de prescripție medicală. Înainte de asta, copiii precum Leo trebuie să treacă printr-un diagnostic profesionist adecvat vârstei, efectuat de un psiholog pediatru care va încerca să privească dincolo de suprafață. ADHD-ul ar putea fi doar vârful icebergului. Cauza de bază ar putea fi un conflict acasă, hărțuire la școală, somn deficitar sau o dietă nepotrivită. Sir Ken Robinson a spus povestea lui Gillian Lynn, o fetiță de 8 ani căreia i s-a spus că are o tulburare de învățare. Nu se putea concentra și nu stătea locului o secundă. Când a fost adusă la specialist, acesta nu i-a prescris nicio terapie, ci a pus muzică la radio. Fata a început să danseze. Specialistul i-a spus apoi mamei ei, Gillian nu este bolnavă, ea este o dansatoare. Duceți-o la școala de dans. Gillian Lynn a devenit o dansatoare celebră și a creat unele dintre cele mai de succes musicaluri din istoria Broadway-ului. Vă rugăm să ne împărtășiți gândurile mai jos în comentarii. Dacă sunteți hiperactivi sau dacă vi s-a pus diagnosticul de ADHD, povestiți-ne despre mecanismele voastre de adaptare. Astfel, putem învăța mai multe citind perspectivele voastre. Dacă doriți să ne susțineți canalul și să ne permiteți să realizăm mai multe astfel de videoclipuri, vizitați patreon.com/sprouts.
Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.